sprijin lemn de stram. Eu sprijin lemn de stram. Și plin de bucurie. Și plin de bucurie. Cu dragoste exclam. Cu dragoste exclam. Și refrenul spune. Ești cel mai frumos. Și nimeni nu-i ca tine. De tine plămădit. Atunci dorim fierbinte să zbor, să te întâlnesc. Să zbor, să te întâlnesc. Pe tine, drag părinte. Pe tine, drag părinte. Și în taină să-ți șoptesc toată inima. Ești cel mai frumos. Și nimeni nu-i ca tine. Să fie Domnul! În dimineața aceasta să vă predic despre un Dumnezeu mare și despre o văduvă, dar aș vrea ca să facem o rugăciune pentru ca predica să o puteți înțelege mai bine. Și aș vrea ca această rugăciune să o facem pentru toate văduvele și toți văduvii din biserica noastră. Și știți cum aș vrea să ne rugăm pentru ei, cunoscându-i. Vă rog frumos să veniți toate văduvele și toți văduvei aici în față, pentru că toată biserica vrea să vă înconjoare, să ne rugăm dumneavoastră. Haideți, vă rog frumos, aici în față, da? Toate văduvele și toți văduvei, pentru că e obligația noastră să ne rugăm pentru ei. E obligația noastră să-i purtăm pe brațe de rugăciune. Sunt oamenii care susțin biserica aceasta, o parte din ei, prin rugăciunile lor. Haideți aici în față, vă rog frumos. Veniți aici toată, și bărbații și femeile care sunteți văduvi. Vă rog să veniți în față, pentru că vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră, da? Să vedeți cum stăm. Am vrut să vedeți și cum stăm, da? În biserică. Pentru că ei sunt de multe ori echipa neștiută de oameni aceia pe care poate vin mai greu la biserică și nu întotdeauna. Mai avem aproape atâți cât sunt în față, care nu pot veni din cauza că sunt bolnavi acasă, în pat în clipa aceasta. Vă rog în față, toată biserica începe, veniți mai în față, așa toată biserica începe să se roage pentru ei. Întoarceți-vă invers să vă vadă biserica, da? Să vă vadă biserica, uitați-vă. Oamenii pentru care trebuie să ne rugăm zilnic, oameni pe care trebuie să-i aducem înaintea Dumnezeu în biserica noastră și sunt oamenii care vin greu la biserică, oamenii care au probleme, așa cum spunea Păunescu odată, oamenii care știu dureri orice 100 de lei. Haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate, bucurie, putere de a merge înainte. Ne rugăm cu toții pentru toți văduvii bisericii noastre. Amin. Te binecuvântăm, Doamne.
Fii, Doamne, cu ei și binecuvintează-i. Durerile, amărăciunile și singurătățile lor, mă rog, Doamne, să-i binecuvintez. Mulțumesc pentru ei, pentru că sunt parte puternică aceste biserici. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru că biserica se rează-mă și pe rugăciunile lor. Mulțumesc, Dumnezeule, pentru dragostea pe care o au pentru cuvântul Tău și pentru biserică. Te rog să-i binecuvintez. Amin. Ei se vor duce la loc. Dumneavoastră veți deschide împreună cu mine cuvântul Domnului. Vreau să mergem în dimineața aceasta în 2 Regi, capitolul 4, de unde citim câteva versete, de la versetul 1 la versetul 7. Doi împărați sau doi regi, cum vreți dumneavoastră, capitolul 4, versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei au apropiat vasele și a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fii tăi. Amin. Să reocupăm locurile. Sunt convins că am ajuns cu toții la o concluzie. E nevoie de mult curaj pentru a muri. Într-un fel, sinucigașii sunt foarte curajoși pentru că și-au viața. Pentru că trebuie ca să mori, trebuie foarte mult curaj. Dar am ajuns cu toții la concluzia că mai mult curaj îți trebuie pentru a trăi decât pentru a muri. Pentru că de murit mori o singură dată și ajungi la Dumnezeu. Că Pavel zice la un moment dat: și ar fi mai bine să mă duc acolo. Dar de trăit trebuie să trăiești în fiecare zi chinuit, cu frământări, cu probleme și necazuri. Dragilor, există pentru noi un necaz mare și necazul acesta este un necaz cotidian și se numește viață. Unii l-au mai mare, mai accentuat, mai pronunțat, unii l-au mai puțin vizibil, dar e acolo. E ca și ciuma, ea locuiește în șobolani. Nu știi când, cum spunea Camus, se va întoarce în fericită cetate, șobolanul, purtător de ciumă. Așa este și cu necazul. Cum e cu viața aceasta pe care o ducem, viața aceasta pe care o trăim? Spune că un medic s-a dus la un pacient și a spus: am două vești pentru tine. Una rea și una bună. Pe care vrei să ți-o spun întâi? Spune-mi, zice, pe aia bună. Ce, doctorul, mai ai 24 de ore de viață. Păi dacă asta e veste bună, atunci cum e cea rea? La care zice medicul: am uitat să spun ieri. Înțelegeți vestea cea foarte rea? Adică trăim între cele care să spun întâi, cea bună sau cea rea. Trăim într-o vreme de necaz. Biblia ne vorbește despre o văduvă. E ușor de vorbit în biserica noastră despre văduve. Avem 52 de văduvi și văduve în biserica noastră, dintre care 3 bărbați și 49 de femei. Mult, puțin? Mult, așa-i? La o biserică de 350 de membri. Și atâtea femei, nu uitați, atâtea femei. Spune că bărbații mor mai repede. Ne uităm la văduva aceasta, e ușor de predicat de aici, foarte ușor. Haideți să vedem loviturile care au îngenunchiat-o, că nu vreau să filozofez mult.
Când a venit Elisei la ea, când s-a întâlnit cu Elisei, nu mai avea niciun fel de putere. Era jos, jos, jos. Prima lovitură care a îngenuncat-o a fost moartea soțului. Moartea soțului. Vreau să înțelegeți cum stăm în cultura noastră, în primul rând. La noi se spune foarte clar că e mai rău ca să plece femeia dintr-o casă. Dacă trebuie ca să plece unul dintre ei doi, e mai bine să rămână mama cu copiii decât tata cu copiii. Așa se spune în cultura noastră. Că o femeie se poate, zice, că să știe descurca altfel. Bine, noi când vorbim despre cultura noastră, ne gândim la ajutor social, ne gândim la pensie după bărbat, ne gândim la faptul că o femeie știe ca să poate chivernisească puținul mai mult decât un bărbat multul. Dar în vremea aceea când îți murea soțul, nu mai era nimic. Pentru că femeia nu lucra, pensii n-aveau, ajutoare sociale nu aveau, femeia era 100% dependentă de bărbat. Murea soțul, femeia nu mai avea niciun viitor. De aceea, dacă citiți cu atenție istoria, veți vedea că în foarte multe culturi, în timpul acela, când murea bărbatul, mai ales dacă era conducător, femeia sau femeile, soțiile lui, erau ucise împreună cu el și băgate în groapă. Pentru că, de fapt, ele nu mai aveau viitor. Ele erau muritoare de foame, iar dacă erau împărătese, au fost împărătese până atunci, nici nu mai merita să mai trăiască. Nu putea ajunge să mănânce din coșul de gunoi. Deci, repet, când murea un bărbat în lumea antică, femeia era zero. Ce se putea întâmpla? N-avea nicio șansă de supraviețuire. O femeie în timpul acela putea să supraviețuiască doar în două moduri. Dacă murea soțul. Unu, prostituție. Dacă era prins, era ucisă. Doi, cerșetoria. Cerșetoria care era foarte limitată și aceasta, adică murea de foame, căutător de în coșurile de gunoi. Problema acestei femei era clar că niciuna dintre ele nu putea să fie acceptabilă pentru că avea doi copii acasă. Necazul era și mai mare. Murise soțul și rămăsese acasă cu doi copii. E bine, speranța ei erau copiii aceștia. Și au spus, s-a gândit așa, copiii mei vor crește mari și când vor fi ei bărbați, vor câștiga ei bani și voi putea trăi și eu. Până atunci, va trebui ca să trăiesc la limita de jos. Căzută, lovită. Și nu era destul viața ei că murise soțul și că speranța rămăsese în copiii aceia, că într-o zi ceva i-a retezat și speranța. Și a spus, copiii tăi nu mai lucrează pentru tine, tu ai datorii, copiii tăi vor fi luați robi. Și a murit și speranța. A murit și speranța. De fapt, era ca în iad, nu? Dacă Dante are dreptate că scrie pe poarta infernului, lasciati ogni speranza voi che entrati, înseamnă că speranțele mor acolo. Era în iad. Deci, în primul rând, prima lovitură care a îngenunchiat-o a fost moartea soțului. A rămas fără nimic. A doua lovitură care a îngenunchiat-o pe ea au fost datoriile. Soțul a lăsat-o cu datorii. Și povestea asta vii cunoscută la o grămadă. Aseară, la ora 10 și 7 minute, am primit un e-mail. Rugați-vă pentru mine, frate, să-mi găsesc un loc de muncă, să-mi pot plăti datoriile. Nu mai știu încotro să o apuc. Sunt terminat. Soțul a lăsat-o cu datorii și datornici au venit prima dată și au atacat ce avea acasă. Și a văzut cum îi pleacă mașina de cusut la care ținea, și a văzut cum pleacă mașina de spălat la care ținea, femeia în dezastru ca să rămână fără mașina de spălat. A văzut că pleacă și mașina de spălat. Lucrurile care le adusese de la mama ei, pernele, ce cususe, covoarele, a văzut cum pleacă. Pentru o femeie e distrugere. Un bărbat poate vedea cum pleacă mașina din leasing, nu e o problemă, să o ia înapoi banca. Un bărbat trece și peste faptul că îi se duce plasma din casă. Un bărbat trece peste toate aceste lucruri, dar o femeie nu trece. Au văzut cum pleacă lucrurile unele câte alte. Și au zis, mai trebuie ceva? Da, trebuie cel mai mult. Zero până acum. Ce urmează? Copiii. Îi luăm robi. Știți cum era asta? De fapt era sfârșitul. Și copiii spuneam.
Problema era că se încurcaseră lucrurile. Evreii au avut o lege ușoară pentru asemenea datornici. Și au spus în Levitic 25:39, dacă fratele tău sărăcește lângă tine și ți se vinde ție, și ți se vinde, să nu-l pui să faci muncă de rob. Dar vremurile trecuseră. Copiii acolo ajungeau, robi. Pentru că nimeni nu mi-a ascultat de lege în timpul Domnului Iisus Hristos. Nimeni. Trebuie să pricepeți dezastru acestei femei. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră și să vă spun că cea mai mare nenorocire care poate veni peste dumneavoastră după moarte, mă refer după necazul morții, care e o mare nenorocire care ne poate lovi familia. A doua mare nenorocire care ne poate lovi viața și o familie comparabilă, aproape comparabilă cu moartea, sunt datoriile. Sunt datoriile. Biblia spune foarte clar să nu datorați nimănui nimic. Să nu datorați nimănui nimic. Pentru că Biblia zice că cel ce dă cu împrumut, cel ce ia cu împrumut, vă rog să-mi iertați, este rob la cel ce dă cu împrumut. Zilele acestea am ascultat o mărturie fantastică a unui fost profesor de economie, nu știu dacă e pensionar acum, crescut pe vremea lui Ceaușescu, și a spus că marea noastră problemă pe care noi nu o înțelegem este că în Constituția României scrie că noi trebuie ca să fim stat independent, dar ne gândim neapărat că trebuie să ne atace ungurii sau bulgarii pentru asta. Și a spus nu. Independența unui stat nu este dată numai de arme sau de teritoriu, ci și de bani. Ci și de bani. Dacă vrei să distrugi un popor sau o familie, îndatorează-l. Îndatorează-l. De-aia trebuie să luăm cât mai mulți bani de la Uniunea Europeană, băncile să dea cât mai mulți bani la populație, ca toată lumea să fie rob. Biblia zice să nu datorați nimănui nimic. Să faceți tot ce puteți să vă plătiți cât mai repede datoriile. Femeia aceasta avea datorii, nu le făcuse ea. Și mulți dintre voi plătiți datoriile care nu le-ați făcut voi. Le-au făcut alții, dar le plătiți voi. Să nu datorați nimănui nimic. Nu știu dacă am fost suficient de explicit. Biblia zice foarte clar asta. Nu vorbesc despre patologicul care ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Pentru că Biblia zice că cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Dar acolo cuvântul este Satana. Adică zice Satana de om sau Satana care e în om, ia cu împrumut și nu mai dă bani înapoi la om. Deci în momentul în care ați împrumutat bani la cineva și nu vi mai dă înapoi, să știți că de fapt ăla e Satana. Încarnat. Dacă îl pipăiți are corne. Asta spune Biblia. Deci eu nu vorbesc despre patologicul ăsta. Eu vorbesc despre faptul că faceți ce știți să vă plătiți datoriile. Le-ați făcut o parte dintre voi pentru lucruri care meritau. O parte dintre voi le-ați făcut pentru lucruri care nu meritau. Ca să te împrumuți, să-ți cumperi plasmă, televizor. Te împrumuți în bancă. Consider una dintre marile nebunii care se pot întâmpla. Ca să te împrumuți, ca să mergi în concediu, cum se mai întâmplă, consider o tâmpenie ieșită din comun. Căutați să vă plătiți datoriile. Vindeți-vă mașinile, mergeți pe bicicletă, că e bine. Deci, vindeți-vă ce aveți. Să nu mai aveți nimic în casă. Să vă puteți elibera de plata datoriilor, pentru că Biblia zice că sunteți robi. Femeia aceasta era lovită de a doua calamitate comparabilă numai cu moartea. Am avut în biserica aceasta, în biserica noastră, din păcate a fost doar un caz singular, mi se pare mie, în aceștia 17 ani de când mă fâții pe aici, în 17 ani, un singur om a zis în felul următor, frate, pe mine să mă botez, că am datorii. Și eu zic, atunci mă voi boteza când voi plăti datoriile. Și a scăpat două botezuri într-un an și jumătate și nu și-a plătit datoriile. Și tot plătea din ele. Și a scăpat și pe a treilea botez. Mi-a spus numai mie, nu-i dau numele, vă dați seama că mi-a spus să nu-i spun asta niciodată. Am mai avut 10 milioane de lei și nu s-a botezat. Mi-a venit să pun eu banii, hai mă, botează-te. Nu. A zis, până nu-mi plătesc datoriile, eu nu fac pasul ăsta. Eu vreau să fiu un om liber când intru în biserică. Nu vreau ca Satana să mai aibă un cârlig asupra vieții mele acolo.
Vă rog să vă plătiți datoriile. Biblic vă spun, în numele lui Iisus Hristos. Să renunțați de a mai fi robi. N-am fost niciodată robi nimănui. Serios? Serios? De aia tremurați în ziua a șaptea a băncii. Că n-ați fost niciodată robi nimănui? Vedeți-vă de treabă. Numai câțiva dacă vin la dumneavoastră la poartă și simțiți că tremurați tot. Nu? Un telefon dacă îl primiți. N-am fost niciodată robi nimănui. De ce n-ați dormit bine? A treia lovitură pe care femeia aceasta a primit-o de la viață a fost îndoială. Deci, în primul rând, moartea soțului, datoria și a treia îndoială. Cu ea o problemă aici. Iosif Flavius spune, Iosif Flavius citează din Talmud, învățatul roman, învățatul evreu, spune felmător că bărbatul ei a fost Obadia, cel care era mâna dreaptă a lui Ahab, contemporan cu Ilie. Omul lui Dumnezeu, de două ori se spune în Biblie, Obadia care se temea de Domnul. Un om al lui Dumnezeu. Și acum o să aflați de la mine puțin problema aceasta cu datoria femeii. Cum a reușit performanța Obadia să o lase îndatorată pe ea? În 1 Regi, capitolul 18, se spune că Obadia a făcut ceva, era persecuție în țară. Era persecuție în țară. Obadia era mâna lui Ahab. Izabela, soția lui Ahab, căuta să omoare toți prorocii Domnului. Știți ce a făcut Obadia? A luat 100 de oameni, i-a împărțit în două peșteri, 50-50, i-a ascuns și le-a dat să mănânce în fiecare zi. Acum ați înțeles de unde venea datoria femeii. Hei, ați înțeles? Aici e dureros. Aici e dureros. Bărbatul ei a ascuns 100 de oameni al lui Dumnezeu. Le-a dat să mănânce în fiecare zi. El n-avea decât un salariu de slujbaș. S-a îndatorat ca să poată ca să hrănească oamenii lui Dumnezeu. 1. Moare. 2. Își lasă casa în datorii. 3. Își lasă prunci robi. Cunosc oameni care au făcut pentru Dumnezeu enorm. Și la al doilea faliment deja. Au venit lichidatorii. Și întreabă de ce. Întreabă de ce. Frate, eu nu m-am dus în Haiti să concediu. Nu mi-am cumpărat mașini luxoase. N-am greșit, că sunt alții care spun așa mi-a trebuit. Mi-a trebuit tot felul de lucruri exotice. Nu le plătesc. Dar omul ăsta, dragilor, era temător de Dumnezeu și acum văduva stătea și își punea întrebarea când vedea că îi pleacă toate din casă și știa că pruncii vor pleca și ei. Nu mai avea nimic. Murise speranța, copiii robi, datorii mari, gata, nu mai avea niciun fel de putere. Și atunci îi mai rămăseseră doar întrebările. Una dintre întrebări. De ce a murit Obadia? De ce mi-a murit soțul? Doi, de ce m-a lăsat în datorii? De ce dacă și-a cheltuit bani în lucrarea lui Dumnezeu să ajung eu ca femeie acum să-mi văd copiii vânduți? De ce îngăduie Dumnezeu asta peste casa mea? Cu ce am greșit? Să spună Dumnezeu dacă am greșit cu ceva, pentru că vreau să mă pocăiesc. O altă problemă care o măcina pe femeia aceasta și își punea întrebări. N-a spus Dumnezeu din vechime că El este apărătorul cui? A văduvei și orfanelor. Păi da, ea avea acolo, clar. Soțul era Obadia și ea era văduvă deja. Om temător de Dumnezeu și ea văduvă și orfane erau acolo. Doamne, n-ai spus tu treaba asta în Psalmul 68:5. El e tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Spune Deuteronom 10:18, Dumnezeu care nu caută la fața omului, ci face dreptate văduvei și orfanului. Ce se potrivea acolo la femeia asta? Nimic nu se potrivea. Probabil singurele cuvinte se potriveau cele din Ioan, capitolul 13, versetul 7, când spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, tu nu înțelegi ce e acum aici. Tu nu înțelegi, dar vei înțelege într-o zi. N-avea cum să înțeleagă. Dar sunt lucruri care nu se pricep. N-ai cum să le pricep. Oameni care se tem de Dumnezeu. Oameni care locuiesc într-o colibă la marginea satului. Om care rămâne singur acasă, moare soția cu 6 copii și locuiesc într-o nenorocită de magherniță și într-o zi în marea și minunata mila lui Dumnezeu. Că nu poți să spui altfel, arde și coliba aia. Unul dintre copiii, nu știu ce face cu o cutie de chibrite cel mai mic, și arde și coliba aceea. Și au început să plângă ceilalți 5 mai mari care au înțeles lucrul ăsta. Stăm sub cerul liber.
N-a mai putut tata, a strigat toate cât a putut la unul care era cel mai mare. Nu mai plânge, zice. Dumnezeu nu-i mort. N-ai cum să înțelegi. Sunt lucruri care nu se pot pricepe. Moarte, datorie și îndoială. Mie mi se pare că cea mai periculoasă dintre toate e îndoială. Mai periculoasă decât moartea, mai periculoasă decât datoria, mai periculoasă decât îndoiala. E îndoiala aceea care te face să zici, este Dumnezeu. Oare îi mai pasă? Oare mai ține la mine? Ce spune Dumnezeu? De ce mă îngăduie asta peste mine? Haideți să vedem cum s-a ridicat. Deci până aici e în simplu. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei. Observați primul pas pe care îl face femeia aceasta ca să se ridice în necaz. A știut unde să meargă în vreme de necaz. Asta e primul lucru. Nu și-a renegociat dobânda, putea să facă câțiva pași, da? N-a mers la vrăjitori, într-un necaz, împăratul Saul, și era împărat, într-un necaz al vieții, știți unde s-a dus? La vrăjitoarea din Endor. M-a auzit că este cineva care face, nu știu ce, dezleagă și leagă. Pentru că dintr-o amărăciune din asta, ajungi și la nebunie, imediat. Și te duci la toate mamele omide care sunt aici, toate omidele, toate lipitorele care sunt și iau banii de pe român. Ce-a mai rămas? Dacă mai rămas ceva. N-a mers la vrăjitor să întrebe de ce, n-a mers în stânga și în dreapta, n-a apelat la stat să o ajute statul, că nici nu era pe vremea aceea. N-a păcătuit lepădându-se de Dumnezeu și a spus, dacă tu îmi faci lucrurile astea, nici pe mine nu mă interesează de tine, Doamne. Dacă tu îmi faci mie lucrurile astea, înseamnă că tu nu existi, că tu nu ești nici apărătorul văduvelor, nici apărătorul orfanilor, că tot ceea ce vedem nu-i decât o minciună. De fapt, tu nu existi. N-a făcut asta. Și ce a făcut? A strigat la omul lui Dumnezeu, Elisei. Eu nu mă duc nicăieri. Eu nu renegociez dobânda, nu mă duc la vrăjitori, nu mă dau cu capul de pereți, nu mă sinucid sau nu mi-omor copiii și apoi să mă sinucid, că există mai multe variante aici. Eu nu fac asta. Eu apelez la tine, Doamne, și eu știu că tu poți să-mi porți de grijă. Nu alerg prin tot satul să țip durerea mea, să vadă ăștia un spectacol că pocăitul își trage părul de pe cap. Când l-a văzut pe Elisei, știi ce a făcut? A strigat la el. Elisei, nu mai pot. Elisei, nu mai pot. Nu i-a fost rușine să strige după ajutor. Unul dintre lucrurile pe care vi le spunea din dimineața aceasta este că niciodată, și Ioan îi spunea la rugăciune, niciodată, niciun păstor nu o să poată să facă nimic cu o gură închisă. Noi nu avem de unde să știm ce se întâmplă. Dacă voi nu spuneți că n-aveți servici, n-am de unde. Dacă voi nu spuneți că n-aveți bani, n-am de unde. Adică va trebui într-un fel sau într-altul să spune, să strigați nevoia voastră. Veți spune că e rușine. Veți spune că e rușine. Era îmbrăcat la costum, costum bun, frumos. Aranjat tot, părul dat cu briantină, mirosea bine, stătea lângă mine. Și eu mă grăbeam ca să mă duc și zic, hai că te iau cu microbuzul nostru. Eram în turneu cu Cireșare. L-am luat după mână și am mers cu el. Ce bărbat! 1,85 m, probabil că m-am așa o palmă față de mine. Și la un moment dat l-am văzut că tot mai încet vine. Și zic, hai că nu ești bătrân. Da, ce că te vine, stai că-ți povestesc, nu mai e fugării. Că n-am numai un picior. Mi-a tras pantalonii, aveam un picior de lemn. Eu voiam să fac că la 100 de metri garduri. Dar n-aș fi știut dacă n-ar fi. Trebuie de multe ori ca să ridicăm puțin pantalonul ca să vadă piciorul de lemn în viață, știți? N-ai de unde să ghicești. N-ai de unde să ghicești. Dacă nu vedem lucrul acesta, îmi spunea odată, adică el așa că vede mai puțin, deci nu e asta și bine face și are o, asta e foarte bine. Povestea odată că ne uităm așa, noi nu prea ne rugăm, ne uităm să vedem cine plânge mai tare și mergem la ăla, cu ăla e o problemă. Dar ar fi bine să ne spuneți voi problema ca să ne putem și ne ruga, nu? Adică nu trebuie să pândim, că noi nu suntem, trebuie să înțelegeți că trebuie să strigați pe ajutor. Știți că sunt 5 surori care au stomac din acesta de tablă,
Vorbiți cu ele, nu puteți posti cu mine miercuri. Pricepeți, strigați, spuneți-vă problemele. De-aia suntem familia lui Iisus Hristos aici. La cine să strige? La om din lume? A strigat la Elisei, ești fratele meu. Ai fost prieten cu bărbatul meu, cu Obadia. Hai! Al doilea lucru care îl face femeia aceasta să iasă din necaz, a trebuit să asculte. Și ascultă. Gândiți-vă numai la cât e de hilară situația. Ea stătea în față și aștepta ca Elisei să facă, putea să facă o minune și de genul acesta. Să coboare, nu știu ce să coboare, numai să vadă în doadă cum pică dolari. Probabil, ar fi putut să facă asta. Dar Dumnezeu are alte căi mai frumoase. Și zice, zice Elisei către ea, uite cum stai, zice, ai vas acasă. Ce ai în casă? Păi am niște unde lemn de două degete. Foarte bine, zice Elisei, minunat. Dacă ai unde lemnul ăsta, să te rezolvați. Să fii gândit ce vrea să facă Elisei cu el, să facă ungerea, probabil. N-are unde lemnul la el, m-am gândit, nu? Eu îi dau unde lemnul și mă unge pe cap, să roagă pentru mine. Dar nu, zice Elisei, punem un vas, cât mai multe vase. Păi du-te, parcă e nebunie să te duci la femei prin sat să zici, care mai aveți vasă? Goale. De la care ce-or fi întrebat la săraca satului, dar ce vrei să ții în ele, sărăcie? Să o bagi, să o capsezi, care adică vase goale. Toată lumea știa că e goală și burta lor, la ce ți-ar mai trebui vase goale? Deci era undeva stupid, mă, să trimis pe cineva prin sat după vase. Ordine erau neobișnuite. Dar niciodată Iisus Hristos nu lucrează decât exact cum a lucrat cu orbii. În Ioan, în capitolul, în Matei, capitolul 9, versetul 29. Facă vise după credința extraordinară. Așa lucrează Iisus. Vă garantez că nu se întâmpla nimic, nici o minune, dacă femeia nu face pașii aia să meargă pe la femei, pe acasă. Facă ți-se după credința ta. Ce, Domnul, eu vreau să fac o minune. Noi așteptăm ca să facă Dumnezeu o minune cu noi și așteptăm toată lumea minunea. Dar nu mai stați, mă, nu așteptați minunea, nu? Așteptați minunea. Aștepta minunea e o prostie, pentru că, de fapt, minunea nu trebuie așteptată, ci primită, ea există. Tu trebuie să o accepți prin credință, aici, pentru mine asta. Binecuvântarea asta e pentru mine, nu e altuia, e a mea. Și pun mâna pe ea acum. Doamne, fă o minune. Și stăm și îmbătrânim și tot așteptăm acea zi, ne și plictisim câteodată și minunea nu mai vine. Apoi, dacă trebuie să mai faci ceva ca să ieși din necaz, trebuie să îți faci un inventar a ceea ce ai. Băgați de seamă ce îi spune Elisei, ce ai în casă. În prima fază, prima s-a gândit că probabil prima idee a fost, n-am nimic să spună. Dar apoi a zis, nu, zice Elisei, mai caută tu, că trebuie să fie rămas ceva. Întotdeauna ceva mai trebuie să rămână. Indiferent cât ne mor cei dragi lângă noi, indiferent câte datorii și îndoiele avem, câte probleme vin peste noi și necazuri și boli în trup, ceva mai rămâne. Puținul ăla pentru care Dumnezeu vrea, cu care Dumnezeu vrea ca să aducă belșugul. Ce ai în casă? N-a întrebat-o ce ai în biserică. Nu. Ce ai în casă? N-a întrebat-o ce au avut părinții tăi. Ce ai tu în casă? Ce ai în casă? Adică lucrurile acestea mărunte, mi-a mai rămas puțină credință, Doamne. Mi-a mai rămas o cântare pe buze, nici nu mai știu toată, știu un refren din ea, e bună. Mi-a mai rămas o lacrimă în colțul ochilor, perfect. Mi-a mai rămas, Doamne Dumnezeule, un genunchi pe care pot să plec, minunat. Mi-a mai rămas un mesaj, mi-a pot trimite pe telefon unui frate, trimite-l. Mi-a mai rămas ceva și Dumnezeu lucrează. Mi-a mai rămas. Cu acest puțin pe care îl ai, cu această infimă putere care ți-a mai rămas, Dumnezeu vrea să facă minuni. Ce ai în casă? Ce ai în mână, zice Dumnezeu către David? O praștie foarte bună, zice. Asta e o praștie mică pentru un uriaș mare. Ce Dumnezeu? Treabă pe Ilie. Ce vezi acolo, Ilie? Un nor mic. Un nor mic. E nor mic pentru o ploaie mare. Ce Dumnezeu? Întreabă pe copilul acela, ce ai acolo? Păi zice, am niște pâine și niște pești. Perfect, săturăm 15.000 de oameni, 5.000 de bărbați, restul femei și copiii. Ce ai în mână? Păi n-am nimic, eu n-am nimic, dar atunci tu ce ești? Păi eu sunt o fată mică din Israel, păi tu știi cine sunt eu? Da, știu că sunteți Naman și sunteți lepros.
Și mai știu ceva, când acolo în țara mea este un om care are pe Dumnezeu în el, o fată mică aduce o vindecare mare. Nu mai spuneți mereu și vă mai plângeți aici, n-am frate. De la Satan ai cuvântul, n-am. Dar ți-ai făcut inventar să vezi că ți-a mai rămas ceva. Cu acest ceva ce ți-a mai rămas, Dumnezeu vrea să lucreze. Nu vă mai plângeți toată ziua, nu mai numărați-vă binecuvântările. Și știți ce am descoperit? Știți de ce o duce Ilie, Elisei, vă rog să-mi iertați, de ce o duce Elisei pe la femeie pe acasă, pe tot satul, pe văduvă. Du-te și cere vase. De care vase? Goale. Știți ce a vrut să explice? Că atinge o grămadă în satul ăsta. Și tu vase goale acasă și ei vase goale acasă. Ce crezi că alții n-au dureri? Nu, numai tu ai. Numai tu ai în biserică. Numai pe tine te-a uitat Dumnezeu. Numai tu trebuie să trăiești calvarul acesta. Greșit! Du-te să vezi în casa mea. Du-te să vezi în casa fratelui. Du-te să vezi compensările medicamentelor lor. Du-te să vezi necazurile prin care trec. Du-te să vezi epilepsia de care suferă fata lor. Du-te să vezi faptul că nu mai au de multe ori ce pune pe masă. Du-te să vezi scandalurile cu bărbatul ăla bețiv și pumnii care îi trage peste cap. Du-te să vezi! Vase goale peste tot. Deci să nu lase Dumnezeu să mai fie ce în casa mea. Știu, nu o să lase. O să fie mereu altceva în casele noastre. Alte vase goale. Nu seamănă cu ale tale, dar sunt tot vase goale. Că numai Dumnezeu ne ține în viață. În fiecare dintre noi suntem o adunare cu o adunătură de vase goale în fond. Că venim noi cu vasele goale, venim duminică dimineața, nu mai avem putere noi de fel. Vase goale înaintea lui Dumnezeu. Clâncănim pe drumul ăsta, venim și facem gălăgie urcându-ne pe deal. Doamne, nu mai am nimic în vas. E gol vasul, ți-l aduc înaintea ta. Umple-mi-l, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Vase goale acasă la mine, vase goale în biserică, vase goale peste tot. Asta, dar până atunci nu știu, o stat în casa ei. Numai durere ai văzut-o. Bărbatul meu a murit. Du-te să vezi câte văduve sunt în biserică. Am vrut să vi scot aici, nici ei nu știau că sunt. Vă spun eu că sunteți. 52! Într-o zi o să vă fac, dacă vreți, și cu cei care au datorii lista. Cu cei care au necazuri și frământări, cu cei care au dureri, care nu-i ascultă copiii. Ce liste vreți să vă mai fac ca să aflați că suntem în aceeași mare oală a necazului, cu toții? Femeia au zis, numai eu am frământări, numai eu am îndoieli, numai eu am necazuri, numai eu am copii să-mi fie duși rob, numai eu nu mai am niciun fel de speranță. Du-te să vezi că sunt o grămadă de vase goale, la unii și la alții. Că trăiesc acea situație ca a ta, de multe ori, poate puțin diferită. Numărați-vă binecuvântările, nu numai toată ziua, bună ziua, veniți și vă plângeți. O mai rămas ceva binecuvântări pe care Dumnezeu vi le-a dat în casă. Numărați-le pe acelea, lăsați celelalte probleme. Și știți unde găsiți răspunsul? Știți unde găsiți răspunsul la cele mai multe întrebări pe care le aveți? În casa voastră! Acolo era răspunsul, în casa ei, puțin un de lemn, două degete de un de lemn. Acolo e răspunsul, unde îl căutați? La naș sau nu știu mai unde? Tot peste gardul vecinului mereu. Răspunsurile adevărate sunt acolo, în voi sunt! În noi, noi trebuie să căutăm puterea de a merge mai departe. În noi! Nu mai așteptați ajutor de la oameni, nu mai așteptați ajutor de la oameni. Miercurea viitoare o să predic la Betania, la fratele Tipei, la fratele președinte, o să predic că sunt o grămadă de oameni care își pun încrederea în corbi. Ilie în corb și-a pus încrederea. Că să vină corbii și să-mi aducă mie de mâncare. A stat lângă pârâul Cherit, până când într-o zi a zis, Dumnezeu, lasă că nu-i mai trimit eu, ca să vezi tu în cine îți pui încrederea. În oameni îmi pun încrederea. În oameni. Îmi pun în situații, în bani, în capacitățile mele, în nu știu ce mai fac. Că am lucrat până la sfârșitul vieții și vom avea o grămadă de lucruri. Venim și facem. Nu vă gândiți cât e de periculoasă ideea aceasta? Mă duc și mă împrumut acum, că dacă îmi dă Dumnezeu sănătate în următorii 10 ani, mă scap. Dacă nu-ți dă. La salariul pe care l-am acum, 100% că biruiesc. Și dacă mâine ești fără serviciu? A găsit răspunsul în casă, mai am puțin. M-am tot gândit, știți, astăzi era săraca satului. Avea nimic. Ceru vase goale, nu înțeles nimeni ce face cu vasele alea goale. A doua zi, nu m-au văzut oamenii când s-au dus în piață, văduva lui Obadia SRL, ulei.
Deci, cum au făcut ăștia? Ce au făcut acolo? Păi, dar zice, du-te și vinde. Nu știu ce am cu datoriile astăzi. Iar mi-a dus aminte de un verset acel. Versetul 7. Ea s-a dus și a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis, du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria. O să vă fiu sincer cu dumneavoastră. Nu pentru dumneavoastră predica asta. Ci pentru ăia, sper să o audă, care trebuie să ne datoreze niște bani și să ne aducă. Și care atunci când tot aștept eu ca să aducă banii, ei mai cumpăr un Jeep. Ce problemă. Fiți atenți ce scrie aici, măi, fraților, ei care m-au auzit și dacă ar putea să ne aduceți banii înapoi. Și el a zis, du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, mă. Te mai du-n Haiti. Iar cu ce va rămânea, cu ce va rămânea, du-te și trăiește tu și fiii tăi. Amin. Adică du-te și plătește-ți datoria primată. Nu mai fă iară, nu știu ce. Știți, ea vindea ulei în piața a doua zi. Primul lucru a fost să-și plătească datoria și a trebuit să vândă uleiul. Și zice Biblia, cu ce va rămânea? Știți cu ce a rămas? Cu cel mai puțin. Pentru că unul dintre studenții mei de la facultate mi-a deschis ochii cu privire la versetul acesta. A cui a fost vină la un moment dat că nu au avut ulei mai mult? A lor. Și zice, mai avase, mai avase. Nu mai am, zice fiul. Și în clipa ceea ce s-a întâmplat cu un de lemnul, s-a oprit. Ascultă-mă. Când Dumnezeu îți dă biruință, nu te opri. Nu te opri. Că vor veni vremuri de secetă, când ai poftă de rugăciune, continuă să te rogi. Când ai poftă de veni la biserică, vino. Când ai capacități de ajuta, ajută. Că va veni vreme în care va fi secetă. Ce, nu te opri? Nu te opri? În loc să mai adune vase, consider că putea să mai adune vase. Și a zis Dumnezeu, nu-i nimic. Dacă numai atâtea vase adun tu, o să-ți plătești datoria cu ce are și ce ți-o mai rămâne? Puținul? Din ăsta mănânci tu. Că dacă ai fi vrut să mănânci și tu bine, fi adus vase mai multe. Dar n-ai avut credință. Și zice Dumnezeu, prima dată ne plătim datoriile. Apoi facem celelalte lucruri. Bun. Haideți să vedem și vreau să închei spunându-vă că de fapt, oarecum stăm noi înaintea lui Dumnezeu? Când s-a dus un arab convertit la creștinism, cu un misionar să-l ducă undeva, aveau de mâncare și au ajuns în deșert. Toți s-au gândit că ajung și n-au mai ajuns la bază. La care într-o zi, misionarul caută în rucsac, ba capul acolo în interior, ce speriat, ce Ibrahim, nu mai avem, zice, decât un pumn de orez. Arabul și de-a liniștit, ta la stele. Ibrahim, atâta orez mai avem, nu știu cât e drumul de lung. Tătea și zicea, Ibrahim, acolo e carul mare. Ibrahim, ți-e foame? Nu, zice ea, dar mai avem numai un pumn de orez. Da, zice Ibrahim, mai avem un pumn de orez și un Dumnezeu mare. Știu, atât mai avem, atât ne-a mai rămas, dar Dumnezeu e mare. Resurse nu mai avem, puteri nu mai avem în noi, dar avem un Dumnezeu mare. Bani nu sunt cât ar trebui, sănătate nu-i cât ar fi trebuit, bucurie nu-i, dar avem un Dumnezeu mare care compensează totul. De aceea vă invit astăzi frumos, nu mai trăiesc din amintiri. Nu mai trăiesc din amintiri. Știți ce spunea? Uitați, versetul 1. Când a întrebat-o Elisei ce mai face, uitați cum îl ia pe Elisei. Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Ca și cum Elisei avea nevoie de tot necrologul. De aia săraca era cantonată în spate. Soțul meu a murit și se temea de Domnul și eu tot la moartea lui mă gândesc. Hei, l-ați îngropat. Ați îngropat-o. Trăiți. Trăiți. Ziua de astăzi. Sper să mă înțelegeți și cei care aveți necazuri aici și cuțitul în inimă. Gata. Uitați ce vi s-a făcut. Uitați durerea și amărăciunea. O plecat de la dumneavoastră, s-a dus. Îngropați-l. Voi trebuie să trăiți ziua de astăzi. Nici ce frumoase zile am avut cândva cu Domnul, pentru că Dumnezeu a pregătit binecuvântări mai mari pentru noi astăzi. Ce folos dacă soțul tău s-o temut de Domnul, dacă tu ești robă? Și amărâtă.
Tu trebuie să trăiești în prezentul lui Dumnezeu astăzi. Deci nu mai trăiești din amintiri. Doi, nu mai trăiești din împrumut. Observați că trăia din împrumut. Când vorbesc despre împrumut, mă gândesc și spiritual. Nu vă mai uitați peste ușă să vedeți ce fac alții. Nu împrumutați din lume, nici hainele lumii, nici trăirea lumii, nici viața lumii, nici vorbele lumii, nici filozofia lumii. Nu mai împrumutați din lume. Tot din împrumut trăim. Și biserica trăiește din împrumut, din păcate. Noi avem resursele noastre direct la Dumnezeu. Nu mai trăiți în sărăcie. Vă rog să nu mai trăiți în sărăcie. Și vorbesc aici în mod special spiritual. Nu mai trăiți în sărăcie. Tot timpul ne plângem că nu știu unde sau o fi și că o trăiți și că Dumnezeu va face mari minuni, dar nu știu când va fi asta. Oameni buni, Dumnezeu face minuni cu oamenii care cred. Cu oamenii care cred. Îmi spunea o soră la noi din biserică foarte dezamăgită zilele astea. S-a dus până la capătul pământului zilele astea, nu de mult, în vreo 2-3 săptămâni de zile, la marele om al lui Dumnezeu de nu știu unde, ca să-i facă nu știu ce. Și zice ce a făcut ăla cu ea. A trimis-o înapoi acasă. Ce frate, dădui și 2 milioane de lei pe drum. Foarte bine. Pare bine că ne-ai dat mai mult. Și ce a spus omul lui Dumnezeu? A zis, du-te și pune piciorul, genunchiul jos pe mochetă, că v-a pus mochetă, să aveți unii în genunchi. Pentru că binecuvântările sunt acolo pentru tine. Nu un om, ci Dumnezeu. Nu un om, ci Dumnezeu. Nu banca, ci Dumnezeu. Nu mintea, nu sănătatea, ci Dumnezeu. Mă ascultați? Ce ai în casă? Ce aici? Nu mai trăiți în sărăcie. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Asta spune psalmistul. În Ieremia spune, în proverbe, în Ieremia spune în 49, eu voi ține văduvele mele în viață. Eu voi ține, nu statul român. Nu cantinele sociale. În Filipeni 4:19, și Dumnezeu meu să îngrijească de toate nevoile voastre. Unde? În Hristos. De toate nevoile voastre. Și cele spirituale, și cele fizice, și cele materiale. Amin. De toate. Îngrijește El. Dați-le mâna Lui. Fă-ți partea ta cu puținul pe care l-ai. Frate, n-am. Știu că n-ai. Din mai multe motive nu ai. De sărac. Să nu cumva să vă așteptați, să nu cumva să vă așteptați, că dacă nu dați partea Domnului și din 3 milioane de lei cât aveți, sau 2 milioane cât aveți, să nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iisus Hristos nu s-a uitat la bogați cum dau, ci la săraci. La văduvă s-a uitat și a văzut că a dat 2 bănuți. Hristos nu s-a uitat la bogați. Nu, nici vorbă, El s-a uitat la săraci. Ce vreau să vedem, zice, că nu cumva sunteți voi priși în urechea acului cu vreo 2 lei, cu 5. Cei mai săraci oameni din lume, că voi sunteți bogați. Toți care sunteți în biserica aceasta sunteți bogați. Aveau venit de 5 dolari pe lună în Benin și dădeau partea Domnului. 5 dolari pe lună. 15 lei, atâta toată luna. 15 lei, ca să înțelegeți. Dacă vă mai plângeți de pensia voastră de 3 milioane. Ăștia aveau 15 lei pe lună. Și vreau să vă spun că prețurile erau tot ca și la noi. Și am văzut mergând în fiecare duminică dimineața dansând și punând în colectă. Plin de bucurie. Eu n-am văzut bucurie ca aia nicăieri. Ca la oamenii săraci, lipiți pământului, care dădeau pentru misiunile mondiale. Bă, ce misiuni mondiale vă trebuie, mă? Săran tot ce sunteți. Ce dansați, mă, misiuni mondiale? Ce dați, mă, la pune? Sau să meargă să ducă Evanghelia unde? Nicaragua? Unde? În Africa, America de Sud? Voi? Sărăntoci din Benin? Da, bucuroși. Crede chiar când nu înțelegi. Știți când a pornit minunea? Nu când s-a rugat. Că noi ne rugăm și minunea nu. Nu. Minunea a pornit când a început să toarne. Din vas, în vasele celelalte. Minunea nu pornește când te rogi, niciodată. Minunea pornește când acționezi în credință după ce te-ai rugat. Că o grămadă, Doamne, fă și Doamne, dă. Dar după aceea nu mai mișcăm nimic de aici. Și Dumnezeu, du-te și fă. Du-te și fă. Mi-a spus unul dintre medici, zice, știi cum am pocăit eu, frate Costel? Cum? Prietenul nostru.
să vin într-o duminică seară aici la noi la biserică. Prima dată mi s-a părut că e într-o ureche când l-am văzut, da? După aceea zice, nu era medic. O boală deosebită a unui dintre pacienți, în sfârșit. Și la un moment dat văd un tânăr de vreo 20 și ceva de ani, cu o geacă de blugi pe el, zice, nespălat. Era pur și simplu ce sclipea pe el în spate. Pare la mine și văd că se pune acolo și se bagă sub pat, timpul vizitei. Tatăl s-o bolnav într-o stare extraordinară. Iese de sub pat cu niște haine. Nici nu știam că au hainele de acasă, le avea sub pat. Începe să le bage într-o plasă. Deci, ce faci, mă? Păi ce-l duc pe tata. Cum îl duci? Unde îl duci? Tai că tu la spital, am zis, a crezut că mea la București. Ce nu. Nu-l duc, zice, dar ne-a rugat cu toată biserica ca Dumnezeu să-l vindece pe tata, zice, și eu cred că în seara asta tata mi-a vindecat. Eu duc hainele acasă și o duc și pe tata. Tu ești nebun. Zice, domnul doctor, vă rog să mă credeți că eu știu că tata mi-a vindecat în clipa asta. Eu acum plec cu tata acasă că e vindecat. Și-a luat bagajele, semnături, țipete pe noi toți acolo, băiatul cu tata după el. Tata nici nu prea să simte chiar așa de bine, nici fericit. Știți când a spus medicul că le-a povestit bătrânul că s-a vindecat pe drum, după ce a ieșit de la triaj? Că bătrânul n-a prea crezut în prima clipă, dar pruncul a crezut și a spus, tată, dacă noi ne-am rugat și tu pleci sănătos în seara asta, păi tu trebuie să pleci, dar hai să coborâm trepțele astea nenorocite. Hai să te îmbrac, să ieși, lași pijamaua aici și să plecăm pe drum. Și Dumnezeu a făcut o minune. Și doctorul a zis către copilul ăla, băi, vină și spune-mă despre Dumnezeu ăla, mă. Vină și spune despre Dumnezeu ăla. Dar zice, acum vii îmbrăcat cum trebuie la mine. Vine copilul îmbrăcat în sfârșit. Și a zis, frate, și mie mi s-a bătut, bă, ce eram, frate, și mie mi s-a bătut genunchii de olaltă, că mi-a fost groasă. Dar am zis că dacă n-acționez, acum una din două, ori mă bate tata când ajung acasă și mă pune să-l aduc înapoi, zice, și eu mă duc la biserică și spun, Dumnezeu nostru e slavă. Eu am crezut din toată inima, nu mai știam ce să fac. Dar am zis, trebuie să coborâm din salon. Asta era gândul care l-am avut de la biserică. Trebuie să scot pe tata din spital. Vreau să pricepeți că avem un Dumnezeu mare, dar trebuie să ne mișcăm. Trebuie să ne mișcăm în credință, să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca vasele noastre să fie pline. Dumnezeu nu suportă vidul. Dumnezeu vrea ca să umple tot ce e gol în dimineața aceasta. Și Dumnezeu vrea ca să vă mai spună ceva. Și cu asta chiar că vreau să închei. De ce i-a spus să închidă ușa după ea? De ce i-a spus să închidă ușa după ea? A zis, când te bagi în casă tu și pruncii tăi, bucățica aia de ulei care a mai rămas, neapărat să închizi ușa. Știți ce era la poarta ei? 100 de oameni care vin să vadă ce face nebuna cu vasele. Și a zis, ceea ce face Dumnezeu nu-i paradă și spectacol, niciodată închide ușa. Tu când te duci în odăița, da, închide ușa și te rogă. Marele puteri pe care Dumnezeu ni le dăruiește sunt acolo, în singurătățile noastre. Și rugăciunea nu-i spectacol. Domnul pastor, să cam roagă puțin la biserică, la voi știu. Dar zic că ăștia se roagă puțin pentru că se roagă mult acasă în curs săptămânii. Amin! De aia se roagă puțin aici în biserică, s-o obosiți de atâta rugăciune în curs săptămânii. Acasă. Aici nu vine ei ca să se roage tare, ci vin să asculte cuvântul. Asta e ideea principală și cântările. Dar de rugată și să roagă în odăiță continuă. Toți. Tu închide ușa după tine și roagă-te. Haideți să ne ridicăm și noi. Vreau ca să mulțumim Dumnezeu pentru dimineața aceasta, dar înainte vrem să cântăm o cântare superbă. Da? N-ați prea cântat, am avut senzația că sunteți așa morcoviți, încă de dimineață, așa mai plictisiți puțin. O să vă aduceți aminte de clipele astea când o să fiți la spital sau plecați departe. A vrea din toată inima să prețuiți timpul acesta în care Dumnezeu vă învață cum să trăiți. Cum să trăiți, cum să muriți, cum să iubiți, cum să umblați pe drum. Mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să facă o minune cu fiecare dintre noi. Cred că ați învățat fiecare măcar câte o parte din lecția de astăzi. Dacă vreți ca Dumnezeu să sfârșească necazurile din viața noastră, în numele Lui Iisus Hristos, mulțumim, Doamne, pentru toate. Amin. Nu te îndoi.
Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne rugăm cu toții Domnului să spunem: Doamne, ajută-ne, Doamne, ca să trăim în belșugul Tău. Te rugăm, Doamne, ajută-ne ca ceea ce am învățat azi să punem în practică, Doamne, ca să putem avea parte belșug. Ne rugăm cu toții Domnului. Mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta. Să spunem împreună: și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi.